Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip cu antinoroc cu pachete pe canalul meu minunat, absolut minunat, am făcut o mare prostie pe contul de Road to Glory și anume... Am cumpărat multe carduri oarecum pe care să le bag în club points-uri din alea și să le bag la exchange-uri. Am cumpărat cardurile date la prețul minim și oarecum ar trebui să-mi iasă puțin tel mai ieftin decât dacă aș fi cumpărat efectiv club points din alea de pe shop cu gemuri uh, și am de 600 de milioane doar. Mamă ce o să plâng la noapte, mamă ce o să plâng la noapte, doamne, și merg să-i bag acum pe toți bății ăștia în exchange-uri pentru club points și ulterior toate acele club points minunate de o să le deblocăm, le băgăm la, 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 la unde ăsta? De 116, 117, de unde? Spărăm! Să pice un bărbat din ăsta cu triunghi pe la urechi, nu de ăsta fără triunghi pe la urechi, ure, urechi, pentru că cu ăștia fără triunghi pe la urechi există o mică, mare, gigantică problemă seculară de, 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 de catastrofă, de dezastru împotriva umanității, de toate cele și anume, nici nu stau să vă arăt pe market, toate cardurile alea au... Foarte multe oferte pe marche, deja la prețul minim, nu prea se vând și nu prea ce să faci altceva cu ele decât să le bagi ulterior tot la exchanguri pe acolo, ceea ce e cam nasol. Mai există doar Mendy portarul de 117 over, dacă nu mă înșel, care se mai vinde acolo pentru că e portar și cu portarie e mai specială, mai diferite situația și așa mai departe. În rest, jale! Speram să nu fie jale și pentru mine Sperăm să fie totul bine și frumos Să-mi un ococea, un son, un oricare din ăla băiat am zis Cu triunghiuri pe la urechiușe m mulțumi absolut Am și ceva gemuri pe contul ăsta Aș putea să merg să deschid la și niște pachete de la Founders De aici din astea cu gemuri Probabil o să facem și treaba asta Altceva cu aceste gemuri Unde să mă... În ce gaură să-i bag? N-am în ce gaură să-i bag în altă parte. O să-i bag acolo ca să am ceva încă pe deasupra ce să mai regret în viața asta mea minunată. Stai că avem un pachet și de la Mystery Signings unde îmi pică un 110 care se vinde cu mulți coins pe market. Dacă mai există cumva astfel de carduri, acșerii, nu mai știu, de 110 VR, care să se vândă pe market, există sau nu? Nu știu, ăsta la... Să vinde, nu să vinde acest bărbat la 10 milioane? Hai că sunt curios. Da, bă, să vinde. Ok. Și multă lume vrea să-l cumpere. De ce, nu știu, nu mă întrebați, dar... O să-l vând pe market, să mă simt bine. Am dat 600 de milioane la gunoi ca să fac niște exchange din care 100% o să am noroc și o să-mi pice un card super bun. Da, măcar să mă simt bine că am făcut în schimb 10 milioane de coins pe acest clip minunat. Cu siguranță o să mă facă să mă simt mai bine treaba asta, 100%. Mai am nevoie încă de 150 de puncte din asta după ce i-am băgat pe bății acolo la cele exchange uh, Opțiunea ce ar fi? Să mai bag 150 de milioane pe market efectiv ca să cumpăr aceste puncte, nu? De aici uh, sau uh, hai să deschidem întâi acele pachetele de gemuri uh, de care am zis și poate acolo un pic ceva interesant cumva de undeva. Poate care nu se vinde pe market, dar în schimb să-l bag la un exchange din ăla cu carduri tradable. La... Așa, hai că vedem, hai să deschidem întâi pachetele astea. Și vedem ce și cum facem cu, cu ăla de 117 ulterior. Dar o să am noroc și de aici, cu siguranță, nu? Primul deja, uite, dă pe afară de noroc. Cu un card de 108, foarte tare să fie tot așa mai departe, ei te rog eu mult, mult, mult din tot sufletelul meu de om 110, Viti. Mergi acasă, ce treaba ai aici? Lasă un Ronaldo să vină, tu n-ai treabă, lasă așa. Tu te vezi de jucării, joacă-te, fă Lego, fă ceva cu viața ta. Hai că am înțeles. Walkout! Te rog, salvează totul! Puteai să-mi dai un Van Dyke. Atât de simplu era să-mi dai un Van Dyke. Gata, muream aici. Plângeam. Închideam clipul, nu mai avea sens nimic ca să facem. Atât de simplu era să-mi să, să să provoce așa o bucurie ei. Atât de simplu era să mă faci să plâng de fericire în viața asta. Și tu mi-ai dat asta, care are 999 plus oferte pe market. Bă, dar am simțit că chiar e, e norocul meu aici. Însă. Însă nu a fost să fie. A fost doar o schemă clasică ei. ei. Mamă, ce m-a luat cu palpitații de ceaba. Deci uh, mergem să să băgăm 150 de milioane de coins încă în Club Points din alea și să ne re-regretăm regre -re existența după. 5. Bam. 5. Bam. Ia. Yeah. Dacă și aici o jantină din aia fără triunghiuri pe la urechiușe. Absolut dezastru acest clip. Și ar fi cam al treilea clip consecutiv pe contul de Road to Glory, care să fie, nu știu dacă e al treilea chiar consecutiv, dar mi-amintesc acum instant, recent, cu acel Salah ce țeapă mi-am luat, ulterior de la pachetul ăla cu Retro de 114, iarăși țeacă cu lam, două carduri, în trei pe care n-am putut să le folosesc pentru că erau duplicaturi. Și acum asta ar fi a treia țeacă majoră pe care mi-aș lua-o. Pe joculețul ăsta minunat Zimi ei că nu este cazul Și îmi dai ceva De doamne ajută Haida Te rog Son Să fie son Am stat până, până în, ultimul moment Credeam că mi iau iarăși țeacă Cum cu, cu, cu mi-am luat și cu acel Van Dyke Și zic Să vezi că la, la final îmi dă un club ceva De care n-am auzit și N-are nicio treabă cu cardul pe care l-aveam Eu în cap dar e son ei, ți-ai cam scos la sincer să fiu cu tine A la un miliard jumate, dar nu costă nimica pentru că este untradable acest son Însă nu e problemă că e untradable pentru că e card special, pioneer Și mai mult ca sigur o să aibă și un overă destul de bun și în uh, ei Mobile Deja când o să se ajusteze overă său și ia vezi că o să încep ei face Mobile cu un card deja foarte frumos pe contul de Road to Glory, wow! Bă, nu mă așteptam, mă că o să fie chiar o jangenă de jucători și de data asta, ținând cont de norocul meu din ultima perioadă, în special pe contul ăsta de Road to Glory, însă uite că a venit. Și da, îl bag pe poziția de left winger, chiar dacă el este pe left midfielder, își pierde doar un punct în overe sau două. Cred că doar un punct pentru că nu-l joc pe poziția lui, da. Are și agility ca skill boost care e perfect chiar pentru un left winger de fapt. 5 cu 5 acolo, stățuri insane, îi dau transfer la training de la uh, bărbatul meu Nedved și încă o chestie tare este că Nedved ăsta este tradable și pot acum să merg să-l vând ușor pe market, fac rost de niște coins și... și, bam, nici că putea să-mi pice un card mai, uh, mai bun de acolo, sincer de 117 și îl pot folosi la echipa, la echipa mea actuală pe FIFA Mobile și să fie un upgrade chiar cu 3 puncte over peste că ăsta de bază la, la NetVD 114, nu, uh, ratingul. Și pus la asta o să l-am și pe ei FC Mobile. Primul win și win major de la Founders, dacă e să luăm în calcul ambele, ambele conturi. Și la mare și ăsta de Road to Glory, foarte, foarte frumos. ei nu mă așteptam, dar vezi că, că... ai făcut ceva frumos și vreau să-l încerc evident și eu la un match 2 acum de head to head sau la versus attack. Uh, trebuie să se miște într-un fel de mare fel, nu acel Sonaldo acolo, dar uh, înainte, 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 ce ziceam să fac? asta? Ah, să colectez aici uh, uh, aceste reward pentru că sunt astea, mă interesează în special skill poate fac niște upgrade-uri acolo, ar fi frumos. Așa, gemuri la băiat, foarte frumos și asta. Mamă, hai că mi-a ridicat puțin așa nivelul dopaminei în Mă așteptam să merg iarăși să plâng după clipul ăsta, dar vezi că a fost bine de data asta. Vezi că a fost super, super bine și au meritat cât? 600 de milioane plus încă 150. Practic am dat 750 de milioane de coins pe bărbatul ăsta, ai putea spune, dar uh, n-ai cum să regreți. N-ai cum să regreți treaba asta. Prețul minim pentru un card de 117 oricum e la un miliard și ceva de coins. Și nu doar că am mai zis, l-am luat ca să-l folosesc la echipa, acum l-am prins acolo frumos, dar o să-l am și pe EAFC Mobile, că e cardă special. Bă, nu pot să-mi nu, nu, nu pot să revin. Câtă bucurie mi-a dus ei. Doar așa, că mi-a dat și mie puțin noroc, finally. Pe contul ăsta, pare nu pot să upgradez niciun skill boost din alea pe care le folosesc eu momentan la cardurile pe care le am la echipă, da nu e problema, Hai să dăm, la ce să dăm? Head to head un versus atac, ai un head to head. Acolo așa frumos. uite că sunt aproape la the legendary 3. Acolo facem un win și mamă, sunt 3 ore până se termină sezonul actual de Division Rivals, probabil e și ultimul sau o să mai fie. Mm, nu, cred, nu cred că ajunge să se mai termine încă un sezon din ăla de Division Rivals. Că durează o lună și deja e mai puțin de o lună până pe 26 septembrie, când ar trebui să se bage update-ul cu noul sezon, să so, ăsta ar veni ultimul sezon de Division Rivals, gen, din FIFA Mobile care se termină acum. Ia să vedem o echipă de 123 OVR doar și eu am 133. Probabil adversarul e super bun, dar are de, de fapt nici n-am jucat eu mult pe contul ăsta ca să am prea mulți fani cu pe ce fi pe la Division Rivals pe contul ăsta sau... So... Da. Nu atât poate că joacă omul ăsta bine și a ajuns atât de sus cât eu sunt destul de jos cu covereul pe care l-am pentru că nu prea am jucat. Mi-a luat simplu minge acolo, dar văd că e puțin lagiș și nu știu să mai dau un meci să-l jucăm pe ăsta. Parcă și mai revine, da. Nu știu ce să zic. Așa, ia mingiuța nu vrei să iei mingiuța aia, am înțeles Așa, pasă acela, pasă pentru Salah, pasă înapoi pentru Dogan, pasă înapoi pentru Salah Îl găsim pe Son, am vrut acolo, da? A, ah, pe Son am și găsit, da? Era ceva încălcit numele său cu celălalt al adversarului, al jucătorului advers și nu mi-am dat seama instant că este el. Așa, vreau să încerc să jucăm puțin mai mult pe, Parte aia, pe partea stângă să driblez cu Son, că cam acolo e punctul său foarte presupun. Dar vezi că mi-a dat-o el și lasă și celebrare urât. N-am nevoie să se miște bine jocul dacă vreau să fac niște mingicărele acolo pe partea stângă cu Son, niște bam bam bam, skill-uri, fake shot-uri Hai Son! Că l-a băgat instant pe Arnold ăla, da? ăla așa, ia dă-i o pasă lui Carlos, ia Carlos o centrare de Doamne ajută, dar nu prea era nimeni să prindă centrarea aia acolo. Din păcate, son. Ia mingi Sa, dute, 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 du te mă 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 irită ochiul. De vine să plâng bine son pe gol. Auci, de la lumină, de la ce bă mă irită atât de tare ochiul. Hai cu repriza a doua. Ia, să vedem noi. O, hai ca a băgat craft piciorul acolo, dacă e, dar l-a băgat you know, gan bine în schimb. Uh, luăm la viteză, luăm la viteză, luăm la viteză Și ne ducem cu Salah până la final Un finest chill cu stângul Și era super deschis aici Cumva s-a pus pe attacking De am avut atâta spațiu liber acolo Sau doar că a fost așa un contraatac Rapidos cu acel Salah Și din cauza asta am putut să marchez atât de simplu Ok și ok și ok Și am faultat la mușca de gambă nu știu cine l am mușcat de gambă pe adversar, dar foarte urât. Nu se poate din asta să facem fotbal. Mm, trebuia să încep mai bine pe stânga, că erau mai mulți jucători pe acolo. Acum deja ce să facem, nu avem ce să facem. Am întârziat și cu pasa, am înțeles. Ia! Aha, i-a rupt stomacul ăsta, ia! Iar rupt stomacul ce era mingea Rivaldo acolo, nu prea a fost să fie pentru el. Rivaldo, ia acum! Hai că nu te-am prins acolo, dar te-am prins din corner să marchezi și tu un gol. la l-a băgat pe o cocea, l-are cumva pe o cocea de 117? Nu cred. Nu cred că altfel îl jucam primul 11 la ce echipă are omul. Te hai, Carlos. Ia-l pe ăsta pe Arnold, că nu știe el fotbal. Aia zic. Aia zic. Son, ia să vedem. Un rand al tău. Ia-l pe cu coruletă simplă, așa, chill. Așa, Așa, skill după skill Așa, spamează skill-uri Că știm noi de astea Un fines a, Trebuia să-l încarc mai tare Putea să intre, dar m-am grăbit N-am stat să încarc mult că Era cam ținut de al jucători pe acolo a, Da, trebuia un din prima acolo, da Nu prea a avut cine să dea șutul din prima Rivaldo n-a vrut Nici Son nu prea a vrut M-am am fost și o confuzie totală acolo. Nu mi-am dat seama că mingea aia ajunge atât de simplu la băieții mei. Așa, ia să vedem ce încearcă omul meu să facă, dar nu prea are... A, n-a fost out acolo. Credeam că e. Nu prea are ce să facă, oricum chiar dacă mai marchează. Winu, e la noi. E la noi Winakesu. Foarte, foarte frumos. Bam, 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 sun. Bam, 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 sun. Easy. Vreau să mai dau un meci dar deja de versus attack. Să-l vedem cum... Uh, și cum șutează din mai multe poziții son. Pe dribbling a văzut deja că e zeu. Și după steț arăta zeu și pe viteză insane. Plus agility ca skill boost. Monstruleț, monstruleț, monstruleț acest Sonaldo. Am ab -ab 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 avansat în Legendary. Îmi și niște coins acolo frumos. Mersi, mersi. Ei, mersi, mersi că îmi recunoști skillurile de pro player pe... Roblox uh, Apreciez foarte, foarte mult treaba asta, ia să dăm. Până la final ar fi frumos măcar și aici să mă duc la 700.000 plus de fani. La Versus atac o să mai joc și pe contul ăsta cât de cât. Uh, bam 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 și deja pe contul principal am zis uh, să trec la 1 milion plus uh, la ambele și la Head to Head și la Versus atac Sunt aproape oricum la ambele. O să fie măcar FIFA Champion 3 la ambele secțiuni de Division Rivals acolo frumos. Nu știu dacă o să ne dea și ceva reward -uri. Poate la început de ei facem o bail și independență de ce record am avut acolo. La Division Rivals ar fi frumos. Da, chiar dacă nu se va întâmpla asta, oricum o să fac măcar un milion plus, am zis, acolo, la, la ambele și aici, măcar un 700 de mii plus. Bă, și mi bag joc, joc de meciul ăsta? Și de șanse și de tot. Ce dansează Rivaldo? și dansează Rivaldo? Acolo n-am înțeles nimic. A deja meciul ăsta cred că e bye-bye, nu? La câte șanse am ratat așa Iurea. A, olo, ia să vedem. Easy. A, sonare numărul 7. Frumos așa pe numărul 7. Giundogan, știe șutul. Gyundogan cam aș vrea să-l schimb. E cam probabil cel mai slab card de l-am deja la echipă la nivel și la nivel de OVR, dar și așa cred so. Aș dori să-l simt cât de curând, dar vedem, poate prin ceva un card. Că de cumpărat de pe market, nu prea aș vrea să cumpăr nimic în momentul de față, nici nu prea am atât de mulți coinși. Și îmi bat bă, joc de șanse în halul ăsta. Nu prea pot să fiu foarte concentrat la versus atac. În timp ce vorbesc eu aici pe clip și pe live-uri la fel. Hmm, da, cumva arată și el foarte multe șanse și măcar, măcar o egalitate pot să scot din meciul ăsta, presupun. Ia, o învârtită de-a lui, de lui Roberto Carlos, da, e egalitate. Oricum mă gândeam că poate scot chiar și win -ul. Până la urmă, dar hai să facem și un win, nu? Să le arătăm la oameni. Cine șeful? Pe pierderi. În jocul ăsta. Hai că pe ăsta care are șanse mai bune decât mine Mai dăm un meci după, nu e problemă Păi asta e că aș putea să scot și win-ul, dar A, de bă, ce bătăia asta de joc de șanse? Ce-a fost pasa aia pe Crive? Că i-am dat din aia trus, o dea în față și a băgat-o în el, acum mai aveți ah, A, olo, ai ah, bă <laughs> Fix acum, toate șansele le-am Bă, uneori, dacă nu vrea să te lasă jocul, nu te lasă, ai vezi cum își bate jocul efectiv de șansele astea și mi-a luat astea toate mingile, n-am mai putut să dau un gol, iar egalitate. Hai bă și cum win, are șanse puțin tel mai bune decât mine, dar... Nu au zic nimica de nume, hai să-l batem măcar. Hai Clav cu niște pasă de Doamne ajută că meciul precedent mai mai rut. Poate că la stats ești în sen și pe passing și pe tot. Dar nu știu, nu te lasă joc uneori să joci la capacitatea ta maximă să înțeleg A, am crezut că trece așa Dar trebuia să mai încerc o schimb acolo cu Sonaldo Dă și o pasă, domnule, frumos jucat N-a dat niciun gol ăsta De la nume se trage tot, vezi dacă ești nesimțit? Vezi că nu-ți intră niciuna în poartă? Da, trebuie să fii bun în viața asta You know? Și să nu fii toxic și să-ți pui nume urâte pe jocuri Fix de -aia. Că te bate unul ca mine care nu știe să joace ulterior Și te faci de, de râsul curcilor, nu e bine, ia Încercăm așa Frumos, dar e și aportarul. nu știu pe ce, Cobol? Sau cine e ăla? Cine e bărbatul ăla din poartă? Sonal, cu șutul ăla Bombeu Bombeu, bombeu, bombeu Easy, cel mai bun car, nu? N-am nici măcar un card, a, un card de 115 Cred că e Roberto Carlos, în rest am 114 și mai jos la echipa aici. Sonaldo de 117 ar veni tătit cu tuturor. La echipa aceasta minunată. The captain. The capitan. de ce vreți voi. Și 10 5. Bye bye domnule. Du-te și schimbă numele. Dar problema e că nici nu se pot schimba numele deja pe, e, pe, FIFA Mobile. Am zis, sperăm să bage această opțiune pe EAFC Mobile, ca astfel altfel e jale. Poate omul ăsta nu vrea să mai fie toxic cu numele ăla și ar vrea și el să-l cheme cumva, nu știu, Ionel123, dar nu prea se poate să poate să-l cheme Ionel123. Că nu poate să-și schimbe numele. Atâta! Un clip senzațional! Nu mă așteptam! să am atâta noroc, dar vezi că s-au meritat toți coin și băgați în uh, acest exchange. Dacă a venit son, uh, n-ai de unde să te plângi, că am cel mai bun card efectiv de putea să pice acolo, poate chiar cel mai bun. Ia că vreau să, să și văd chiar. Da, probabil și o coce era super bun ca right midfielder acolo, dar n-are skill boost la fel de bun ca lui Sonaldo, sincer. Deci îmi place mai mult din cotul la skill boost son, că-l pot juca lejer pe left winger. Frumos, scriniar, <laughs> un fundaj bun, dar nu prea vrea fundaj neapărat. Altceva era bine din băieții ăștia, arăți, dar deja de 116 o Deci dacă am Sonic, cel mai bun card, de putea efectiv să pice de aici. Cel mai bun, următorul poate ar fi fost acel cocea și ulterior, unul din băieții ăștia, trei iconi. Sau poate și portarul, un Ana, not bad și, și un portar acolo, de special, dar sun era... Și reșica, și eu am prins cireșica și am mâncat-o. Mersi ei. Apăsați pe like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o, rușinică dacă nu sunteți abonați la acest canal, noi ne auzim data viitoare. Bye bye.